Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Inima Închinării. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre închinarea profetică. Pentru majoritatea dintre noi este un subiect necunoscut. Avem tendința să asociem profeția doar cu ceea ce se întâmpla în vremea marilor proroci din Vechiul Testament. Cum se manifesta profeția și care este menirea ei, de fapt, în secolul 21? Invitatul meu de astăzi este Sani, un om al lui Dumnezeu care experimentează profeția în laudă și închinare. Alături de el vom încerca să descoperim mai mult din tainele profetice. Bine ai venit, Sani! Bine v-am găsit din nou! Mă bucur că putem vorbi cu tine acest subiect, pentru un subiect mai delicat. Un subiect de care mulți fugim când e vorba de prorocie, profeție, ne punem deoparte. Știu că ai venit pregătit, ai Biblia, ai acolo notițe. Mi-am spus. Ai arma, chitara ta. Putem să începem cu o întrebare mai delicată. Sigur. Care este diferența dintre închinarea profetică în Vechiul Testament și Noul Testament? Explică-ne puțin care e rolul profeției. Apropo de, ca să dau un pic înapoi, spuneai de cei care fug. Eu am fost unul dintre cei care au fugit mult timp. 4 ani de zile am fugit de lucrurile astea. Nu am vrut să-l înțeleg, nu am vrut să am de-a face cu ele datorită lucrurilor negative care mi s-au întâmplat în urma unor profeții prost interpretate, nu de cei care erau, pentru că nu aveau maturitate. Dar într-o zi am zis, ok, mă predau, Doamne, zi-mi ce vrei să fac și fac. Și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt într-un concert și mi-a fost foarte greu să spun lucrul ăla pentru că mi se părea că o să stric totul. Până la urmă am făcut și am văzut un efect al prezenței și alungerii lui Dumnezeu extraordinar, care nu mai văzusem în viața mea, oameni pocăindu-se, plângând, stând în genunchi acolo, am rămas șocat și am zis, wow, ceea ce n-am făcut eu 40 de minute cu muzica, a putut să facă un singur cuvânt. Și am zis, Dumnezeule, Tu ești mare. Diferența și dintre închinarea profetică în Vechiul Testament și Noul Testament, eu mi-am scos câteva pasaje aici, nu știu dacă acum de dragul timpului mi le-am și scos pe, o să le citesc de la mine de aici, în 1 Samuel 10:5, spune, după aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată, era vorba despre Saul, de proroci pogorându-se de pe înălțime pentru jertfă cu laute, timpane, fluiere, copze și prorocind. Și toți știm ce s-a întâmplat cu Saul, că intrând în prezența oamenilor, profeților, da, oamenilor, prorocilor, Dumnezeu, ungerea de peste ei a venit și peste el s-a trezit deodată prorocind. De acolo a plecat vorba și Saul prorocește și Sani prorocește, dar acum cel a lovit și pe ăsta prorocia. Să crede important, vedem că ungerea lui Dumnezeu curge. Este o curgere care vine în unitate, este o curgere al Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem ceva. Știi, profeția nu este o invenție omenească. Profeție, de fapt, ce înseamnă? Este descoperire, dare la o parte și este invenția lui Dumnezeu. El este un tată care vrea să ne descopere lucrurile. El vrea să se descopere pe sine, să ne descopere inima lui, planurile lui, planurile, intențiile celui rău, ca să știm cum să ne apărăm, strategii pentru luptă spirituală. Și în domeniul ăsta profetic se întâmplă toate lucrurile astea. Un alt pasaj vorbește despre Elisei, în 2 Împărați 3:14. La un moment dat, Elisei este pus într-o situație cam aiurea să prorocească pentru un împărat pe care nu-i prea plăcea de el. Și zice, ok, pentru că îl țin în seamă pe Iosafat, o să prorocesc pentru tine. Și zice, aduceți-mi pe unul care cântă cu harfă, da? Cu mandolina, cu chitara, ce-a fost în vremea aia. Și tipul a venit și în momentul în care a început să cânte Elisei, a început să profețească. Aici vedem cumva blenduirea asta, împletirea dintre muzică și prorocie. Un alt pasaj important în 1 Cronici 25 spune despre David că a pus căpetenile oștirii, au pus, spune, departe pentru slujba aceea dintre fiii lui Asaf, Heman și Edutum, care proroceau întovărășiți de harfă, de alăută și de chimvale.
Iată că iar vedem Duhul ăsta profetic, revelator al lui Dumnezeu, manifestându-se în mijlocul laudei și închinării. Deci asta nu e o invenție modernă a secolului 21, nu e invenție americană, englezească sau românească, este ceva care a pornit din Dumnezeu. A fost de la început acolo în Dumnezeu, inima lui, dorința lui de a se descoperi. Și de cele mai multe ori a ales contextul ăsta al muzicii. De ce? Pentru că acolo oamenii se deschid. Acolo oamenii pun armele jos. Știi, când asculți muzică, cum se spune, muzica e cheia sufletului, știi? Deja ești altfel, ești relaxat. În Noul Testament însă spune în Coloseni 4:6, învățați-vă, sfătuiți-vă cu psalm, cu cântări de laudă. Mi se pare foarte interesant și de multe ori am citit pasajul ăsta și m-am întrebat, nu e o greșeală oare? Pentru că nu spune cântați, la început nu spune cântați lui Dumnezeu, ci învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm și cu cântări de laudă. Iată că Biblia ne încurajează să ne cântăm și unii altora. Haide, urmează-L pe Hristos, ține aproape frate, ține aproape soră. Și cu cântări duhovnicești. Ăsta iar unii dintre noi nu vrem să-L vedem aici, îl băgăm la spate. Ce o însemna cântări duhovnicești? Pavel spunea, mă rog cu mintea, mă rog și cu Duhul. Cânt cu mintea, cânt și cu Duhul. Și cântându-i Dumnezeu cu mulțumire în inima noastră. Acum, în Noul Testament suntem învățați și dacă luăm Cartea Roman numai, nu numai Cartea Roman, dar Galateni, Efeseni, vedem că nota dominantă a Noului Testament, a trăirii vieții de creștin, este pusă pe trăirea în Duhul, umblarea în Duhul lui Dumnezeu. Ok, Duhul, cine dă profețiile? Duhul lui Dumnezeu, nu? Doar prin Duhul poți să profețești, nu poți să profețești fără Duhul lui Dumnezeu. Atunci dacă nota dominantă, dacă ni se spune ascultați de Duhul, călăuziți de Duhul, umblați lângă Duhul, mergeți cu Duhul, îndemnurile Duhului Sfânt, peste tot e Duhul, Duhul, Duhul. Atunci de ce am dat lucrarea Duhului la o parte? Sau o parte din lucrarea Duhului, că Duhul Sfânt are mai multe lucrări, nu? Dar una dintre ele descoperea inimii lui Dumnezeu. Și asta face prorocia. Acum, în Vechiul Testament, manifestarea profetică era practicată de o elită spirituală. E o mare diferență în Noul Testament. Lucrarea asta profetică, Duhul, a fost dat la trupul lui Hristos, da? Nu mai este doar pentru ăștia foarte bine îmbrăcați, care se numeau preoți sau prorocii lui Dumnezeu. A fost extinsă la trupul lui Hristos în folosul fiecărui credincios. În Vechiul Testament, iar manifestarea profetică avea deseori un caracter corporativ sau pentru națiune, sau prorocul vorbea împăratului. În Noul Testament are un caracter un pic mai individual. Este pentru zidirea, încurajarea, mângâierea individului. Iarăși, trebuie să vedem că cumva scopul s-a schimbat. În Vechiul Testament, manifestarea profetică era pentru vestirea judecății, de cele mai multe ori, și a dreptății lui Dumnezeu, care era de multe ori iminente sau se putea face ceva. Îl trimitem pe Iona, nu? Să vorbească la Ninive. Dacă nu se păcăiau, o încurcau. În Noul Testament, scopul s-a schimbat. Și aici cred că mulți creștini sau frazei noștri nu înțeleg că a fi profet nu înseamnă a da în cap și a spune iată ce vorbește Domnul. Apropo, fraza sau sintagma iată ce vorbește Domnul Iisus Hristos n-a folosit-o niciodată în Noul Testament și nici vreunul din apostoli. În Vechiul Testament se folosea pentru că erau mulți dumnezei și oamenii trebuiau, când ei spuneau iată ce vorbește Domnul, adică Jehova, ei știa, ok, vine din partea evreilor ăstora, am înțeles. Dar în Noul Testament nu e folosită fraza asta ca idee. Dar scopul s-a schimbat pentru încurajare, zidire și îmbărbătare. Și vreau să fac o precizare aici. Multă vreme am auzit glasul lui Dumnezeu și am știut mintea lui Dumnezeu, dar n-am avut inima lui Dumnezeu. Și în lucrarea profetică, dacă nu ai inima lui Dumnezeu, mai mult o să rănești, o să distrugi și o să descurajezi. Atunci când ai inima lui Dumnezeu, te aliniezi zidirii, pentru că ziditorul la început a făcut, el zidește întotdeauna. Încurajării și mângâierii. Și chiar dacă ai o mustrare, modul în care administrezi mustrarea unui om nu e într-un mod agresiv sau care să-l dărâme, ci tot spre zidirea lui, tot spre apropierea lui Dumnezeu, cu dragoste. Dar eu am făcut multe greșeli, recunosc. Sunt acum de 7 ani în lucrarea asta profetică. Am avut 2 mentori buni, care mulțumesc Dumnezeu că mi-a adus în viața mea și m-au corectat bine de tot, ca să nu uit. Și m-au învățat și mi-au spus, Ani, nu poți să ai doar mintea lui Dumnezeu și să auzi doar cuvintele lui. Ca să interpretezi corect mintea lui Dumnezeu, trebuie să cunoști inima lui Dumnezeu. Și inima lui Dumnezeu e cu brațele deschise, e să-i ridice, să-i încurajeze, să-i mângâie. Asta sunt câteva precizări. Cumva, îl luăm de exemplu, știi, de cele mai multe ori pe Ilie. Dar Ilie a fost un om cu... a fost un om rău. A fost dur. Dur. Să cobor foc peste oamenii ăia și să-i iarzi. Vină ursul, peste toți oamenii
Au venit capitanul ăla cu 50 de ușteni, foc peste el, a mai trimis o gardă, foc peste el. Și se vede că ucenicii Domnului Iisus au fost atât de marcați de lucrarea lui Ilie, marele profet, că în Noul Testament i-au spus: Doamne, vrei să coborâm, să-i prăjim un pic pe ăștia, să-i băgăm la rotisor? Și Hristos spune: oameni buni, stați așa, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Așa că întrebarea care eu mi-o pun când fac lucrarea profetică este: Sani, de ce Duh ești însuflețit? Ai venit aici să dărâmi? Ai venit aici să descurajezi? Să te dai tu mare că auzi cuvintele lui Dumnezeu? Care este emblema ta? Pentru că dacă ne uităm la Elisei, profetul Elisei era cunoscut nu pentru că profeția a făcut mai mari minuni ca Ilie și mai multe. A fost cunoscut pentru că turna apă pe mâinile lui Ilie. Pentru asta era el cunoscut. Omul care turna apă pe mâinile lui Ilie, ce înseamnă asta? Un duh de slujitor. De multe ori lumea mă întreabă: auzi, care e mai mare? Apostolul, profetul, păstorul, învățătorul, evanghelistul? Și întrebarea care... Eu răspund cu o întrebare. Iisus Hristos, ce a fost? Păi frate, a fost slujitor. Nu contează funcția, contează în ce duh o faci, lucrarea. Poți să fii apostol, e ok, poți să fii profet, e ok. În ce duh o faci? O faci în duhul mânghierii? În duhul încurajării? Nu? Ai vorbit de duh... Cum noi, ca și creștini, ca trupa lui Hristos, putem să ajungem la închinarea ideală în duh? Duh, trup, suflet. Acum știi cum, din experiența mea ce am văzut, există o tendință în noi, în români, să ne plângăcim, să ne tânguim, să ne mioritizăm. Nu vreau să lovesc în români, iubesc România, de-aia m-am întors în România, dar ce vreau să spun, că am găsit tendința aia și în mine. De multe ori când m-am întors la Dumnezeu, mă victimizam, îmi plângeam de milă, încercam să mă închin lui Dumnezeu cumva prima dată prin emoții, știi? Prin sentimente. Dacă îl simțeam pe Dumnezeu la biserică, mă simțeam bine, plecam acasă fericit. Dacă nu îl simțeam, intram în panică. Și aia nu e o închinare sănătoasă, pentru că Scriptura spune clar, închinarea adevărată se face în duh și adevăr, începe cu duhul. Nu începe cu trupul, cu cele cinci simțuri, văz, auz, miros. Dacă miros puțină tămâie sau puțină, gata, mă pot închina mai bine, sau aud puțină muzică. Nu începe cu sufletul. Bă, dacă simt, cum sunt apele astăzi? Care sentimentele mele astăzi? Începe cu Duhul. Este prin credință. Începe cu Duhul. Te conectezi cu Duhul lui Hristos. Prin credință. Iarăși, am văzut multe manifestări ale închinării și prin America și prin Anglia, pe unde am mai călătorit, Suedia, Belgia, Olanda, Germania, pe unde am mai fost și mi-a dat Dumnezeu ochi să văd. Nu trebuie să dau cu capul într-o boxă sau să mă autostimulez să mă închin. Închinarea mea e prin credință. Dacă și tremur după aia, e super. Dar dacă nu tremur, e ok. Nu înseamnă că nu m-am închinat. Închinarea mea e prin credință. Dacă tremur în urma închinării mele, e foarte probabil că m-a atins Dumnezeu. Câteodată oamenii vor să auto-stimulează, că poate mă uitam la un tip la o conferință, îi tremura mâna la un moment dat și se uita la mâna lui atât de atent. Sani, mâna mea, mă atinge Domnul. Zic, stai, oprește-te. Domnul te atinge chiar dacă nu-ți tremură mâna. Zic, e ok, înțeleg că te atinge Domnul, nu trebuie să ne arăți la toți, știi? Trebuie să avem un echilibru și să ne asigurăm că închinarea noastră nu e o închinare sufletească. De ce zic asta? Pentru că e un mare pericol. Am citit acolo la Iacov când vorbește despre înțelepciune. Zice că înțelepciunea care vine de sus e pașnică. Dar ai altă înțelepciune, trupească, sufletească, drăcească. De asta nu e bine ca să ne închinăm din trup și din suflet, pentru că următoarea dimensiune e diavolească, drăcească. E foarte probabil atunci când suntem un creștin emoțional, și eu am fost câțiva ani buni, aveam numai confuzie în cap. Niciodată nu știam cuvântul Dumnezeu, încercam să citesc, nu-l înțelegeam. De ce? Că eram un creștin sufletesc și automat eram deschis, trupesc, sufletesc, drăcesc. E simplu. Deci merge în jos, nu merge în sus. Dar când intri, când te închini în Duhul lui Dumnezeu, atunci ești ferit. Trupul, bineînțeles că nu-mi neg emoțiile, nu-mi neg trupul meu, dar trupul și emoțiile mele se subordonează Duhului lui Dumnezeu, nu invers. Pentru că la început Dumnezeu l-a făcut pe om, știi? Și cred că în grădina Eden a pus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu acolo, dar i-a dat lui Adam o relație specială și lui Eva cu Dumnezeu. Ei se întâlneau cu Dumnezeu. A fost Duhul cel care a condus sufletul și trupul. După cădere s-a făcut o rocadă. Trupul a luat locul întâi, sufletul la mijloc, și Duhul ultimul, sugrumat și mort. Domnul Hristos a venit pe pământ, a murit, a înviat, s-a dus la ceruri și ne-a trimis din nou ce?
Știi că multă lume nu știe adevărul ăsta, că Hristos n-a murit doar pentru păcatele și mântuirea noastră, ci a murit și ca să restabilească conducerea Duhului în viața noastră, cea de la început. Ăsta e un adevăr profund. Și atunci când închinarea mea, vezi acum un frate îmi zice, frate, eu sunt baptist, eu sunt creștin după Evanghelie, noi nu credem în asta. Și zic, frate, ești mai profetic decât crezi. Te închin lui Dumnezeu? Da. Prin credință? Da. Te bazezi pe emoții? Nu. Mă închin prin credință, chiar dacă nu simt. Aia știi ce? Tot închinare profetică. Pentru că n-ai cum să te închin lui Dumnezeu fără să intri în Duhul lui Dumnezeu, nu? Fără să te conectezi cu Duhul lui Dumnezeu care e profetic. N-ai cum. E un Duh care descoperă, e un Duh viu, e un Duh activ. Și asta dă dinamism. Știi și ungerea aia care noi folosim cuvântul ungere. Dinamica aia, viața aia, atunci când te conectezi cu Duhul lui Dumnezeu, ca la chimie, știi, când substanțele potrivite sunt puse în, și la fizică, în ordine, buf, explodează. De-aia cuvântul e dunamis în limba greacă. Da? Cuvântul e dunamis. Când cuvântul, credem cuvântul și ne conectăm prin credința lui Dumnezeu, se întâmplă explozia acolo, supranaturală. Ai zis de profeție, că atunci când te închini prin credință, e tot închinare profetică. Pentru majoritatea, închinare profetică ar fi să... să-ți descopere ceva Dumnezeu pentru cineva sau okay, ceva așa mai supranatural. Cum ne explici asta? Hai să pornesc de la chestia asta. Câteodată m-a întrebat un tânăr odată, a zis, cum faci să ai ungerea care o ai? Care e secretul? Vreau secretul. Și am spus, e simplu, e timp petrecut cu cel uns. Și el zice, nu, cum faci? Vreau secretul. Zic, tu n-ai auzit. Ai auzit, dar n-ai auzit. Ai ascultat ce am spus, dar n-ai auzit. Este timp petrecut cu cel uns. Cum adică? Cine este Hristos Mesia? Cel uns. Pentru că ungerea vine de peste el. Dacă tu nu petrești timp cu Dumnezeu, nu petrești timp cu un cuvânt, de fapt, cheia noastră de control la lucrarea profetică e cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot să profețesc dincolo de marginile cuvântului Dumnezeu. Nu am voie. Tot ce profețesc, tot ceea ce mie vine în muzică, în laudă și închinare ca cuvânt profetic sau de la individ la individ, trebuie să am bază în cuvântul lui Dumnezeu. Și e dincolo de asta, ai grijă. Pentru că trebuie, asta e cheia de control. Pe asta mă bazez. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește dincolo de cuvântul lui. Dumnezeu vorbește din cuvânt. Chiar dacă îți cumva îți descoperi lucruri noi din viața ta la momentul tău, dar încurajarea care ți-o dă și instrucțiunea e bazată pe cuvântul lui. Pentru că el întotdeauna te întoarce la cuvânt. Lucrarea profetică nu e dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, cum cred unii. Am auzit că unii profețesc psicrie, unii profețesc moarte, blesteme. Nu știu, eu, Dumnezeu mie mi-a spus în Noul Testament, binecuvântați și nu blestemați. Eu nu pot să profețesc dincolo de cuvânt. Așa că binecuvântarea, lucrarea mea profetică trebuie să fie o binecuvântare. Dar întrebarea ta era diferită, nu? Da. Eu am vrut să fac un pic o... Nu e problemă. În cultura noastră românească, profeția, prorocia, care e aceeași lucru, înseamnă să vină cineva și să zică așa vorbește Domnul. Ok. Pe când în închinare are altă consistență, ca să-i zic. Știi cum sunt diferite dimensiuni ale închinării profetice? Poți să ai un cuvânt profetic de la cineva? De multe ori am un verset. Știi, zice cineva, roagă-te frate Sani pentru mine, dă-mă profeții. Zic, eu nu sunt bancomat de profeții. Pot să mă rog Domnului, dacă are ceva pentru tine, pot să-ți dau. Și de multe ori Dumnezeu îmi dă un cuvânt din Biblie. Aia e la fel de profetic ca cuvântul profetic descoperit de Dumnezeu înainte la cel de lângă el. Dar oamenii trebuie să știe să-l primească. Alte ori nu avem acum timp, dar sunt multe feluri în care lucrarea profetică se manifestă. Alte ori printr-o impresie, printr-o imagine, alte ori pur și simplu printr-un sentiment adânc duhovnicesc despre persoana de lângă tine că suferă, îi simți durerea. Sunt multe feluri. Dar important este să știi cum să administrezi. Părerea mea și ceea ce eu am văzut în România, ce se întâmplă, sunt mulți oameni care aud vocea lui Dumnezeu, însă nu știu să o interpreteze. Acolo e problema mare. Și a doua problemă mare este că nu se face într-un duh de slujire, într-un duh de mângâiere, într-un duh de încurajare, se face într-un duh din ăsta cumva, știi, individualist. Așa și de sus, știi, eu sunt profetul și dacă ești profetul, trebuie să fii slujitorul tuturor. Dacă ești profetul, trebuie să te faci preș pentru toți, să-i slujești. Așa pentru că nu ai un statut special că ești profet. Inima tatălui este de a sluji și inima fiului lui Hristos. El a fost slujitorul tuturor. Și da, sunt diferite dimensiuni, trebuie să le înțelegem, trebuie să citim, trebuie să învățăm.
Sunt cărți bune despre darul profeției, slujba profetului, darul profeției, nu, de John Bevere, A. Tozer, asta cu slujba profetului. Sunt o grămadă de cărți, nu? Ca toți să prorociți, puteți ca toți să prorociți. Interesant. Interesantă carte, nu? Biblia zice, cel mai mult căutați să prorociți, da. Zicea Pavel. Okay. Și noi fugim de profeție, de prorocie, ca și cum ar fi ceva rău. Ok, dar dă-mi voie să spun ce m-a convins pe mine să intru în lucrarea profetică. Eu știam de toată, nu vreau să folosesc cuvântul abuz, dar cam așa ar trebui să fie. Eu când m-am căsătorit, au venit cineva la mine, mi-au zis, trei, te vei căsători cu ea, trei, nu te vei căsători cu ea. Dar eu nici n-am cerut, n-am căutat, n-am fost în viața mea la profet și nu sfătuiesc pe nimeni să facă lucrul ăsta pentru că nu e biblic. Profetul te va găsi pe tine. În Vechiul Testament, în Noul Testament, Dumnezeu trimitea profeții la oamenii respectivi. Dar am fost foarte cumușeaz, nu vreau să am de-a face în veci cu profeția. Dar ce m-a convins pe mine să intru în lucrarea asta este 1 Corinteni 14:3. Și profeția, prorocia este pentru zidire, încurajare, mânghiere. În ăștia trei cuvinte am găsit inima lui Dumnezeu. Asta m-a convins pe mine. Să înțeleg că nu e pentru mine, e pentru folosul altora și că Hristos își iubește așa mult biserica că vrea ca toți să prorocim, să încurajăm, să ridicăm, să dăm un cuvânt, să dăm o revelație, să dăm o descoperire, dar toate spre zidire, toate în inima lui Dumnezeu, în spiritul lui Dumnezeu. Asta m-a convins să intru. N-aș fi vrut să intru. Dar când am văzut scopul, când am înțeles scopul, ok, prorocia nu e să mă dau eu mai tare că sunt penticostal și ăla e baptist sau ăla e neoprotestant, ăla e luteran. Eticheta. Scopul este să încurajez. Wow! Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat să încurajez. De fapt, numele Barnaba înseamnă, în limba originală am vorbit cu un evreu, un rabin și mi-a spus că înseamnă fiul încurajării și profeției. Dumitru Cornilescu, da, care a tradus Biblia, la ei nu exista conceptul de profeție, așa că au lăsat doar cuvântul încurajare. Dar pe noi, pentru zeci de ani, gândește-te ce ar fi însemnat să știm că Barnaba, man, înseamnă fiul profeției și încurajării. Barnaba era un profet. Barnaba profețea. Dacă nu era Barnaba să le ia pe Pavel lângă el, n-am fi avut 3 sferturi din Noul Testament. Sigur, Dumnezeu ar fi putut găsi pe altul. Dar a fost unul ca Barnaba acolo. Ce ar fi ca bisericile noastre să fie pline de Barnaba? De oameni care ridică, încurajează, mângâie, zidesc și nu trebuie neapărat să zică, iată ce vorbește Domnul. Darurile tale se amplifică în închinare, prin cântare, prin cântări profetice. Cum se nasc cântările astea? Câteodată sunt acolo și cânt, am lista pregătită întotdeauna, dar întotdeauna fac rugăciunea asta și zic, Duhule Sfânt, dacă tu vrei să vorbești oamenilor ăstora, așa ai nevoie de un slujitor, sunt aici. Și probabil stau și cânt și mi-aduc aminte un verset. Poate eram într-un concert acum de cât ceva timp în urmă și stăteam acolo și cântam. Doamne, Tu ești bun. Și la un moment dat mi-aduc aminte versetul ăla care zice, oprește-te să știi că Tu ești Dumnezeu. Și zic, simt că cuvântul ăsta este pentru cineva aici. Și cum stăteam acolo, am început să cânt. Oprește-te, sufletul meu, să știi că e de Dumnezeu. Oprește-te, inima mea, să afli astăzi voia sa. Oprește-te, sufletul meu, oprește-te, inima mea, oprește-te. Oprește-te. Și am zis, wow, man, ăsta e un cântec profetic, știi, a venit bazat pe un verset biblic, Dumnezeu vrea să cânt versetul ăsta la cei din jur. Și am început să-l cânt. Nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat acolo. Oameni care au zis, știi ce? A mers într-o direcție atâția ani de zile și a fost o direcție greșită și nu mi-am dat seama până azi. Pentru că niciodată nu m-am oprit să evaluez, niciodată nu m-am oprit să-L cunosc pe Dumnezeu, să văd. Băi, Dumnezeu mi-a zis asta să fac sau e presiunea fraților? Trebuie, frate, să faci asta, că ai talentul ăsta. Așa vin cuvintele profetice, așa vin... Fie un cuvânt profetic vine pe muzică, fie te oprești și-l dai și-l administrezi într-un duh de încurajare, mângâiere, zidire, fie îl cânți. Mie de multe ori mi-e mai ușor să le cânt. De exemplu, mie îmi vine acum să cânt Gândurile tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. Ieremia 29. De câte ori te caut, Doamne, Tu ești lângă mine. Evrei.
cel care te răsplătește, El e cel care te răsplătește. Iubirea ta, Iisuse, mă ocrotește. Deci asta am venit să cânt pentru tine cântecul ăsta și vreau să-ți dau cuvântul ăsta din partea lui Dumnezeu. Gândurile Lui sunt bune și ceasul Lui nu este în urmă, să știi. El nu a uitat de promisiunile care le-a făcut. El le va duce la vremea potrivită în timpul Lui, că El nu întârzie niciodată. Sau chiar dacă ajunge mai târziu, de fapt nu întârzie. Hristos ajunge întotdeauna când trebuie și El va învia pe Lazar. El va face lucruri mari. Nu mă așteptam să vină cuvântul ăsta, dar câteodată așa vine. Și acum, întrebarea este ok, cum știu că a fost de la Dumnezeu? E simplu. Am un text în Scriptură care dovedește asta. Am pacea lui Dumnezeu în mine și o să mă uit la roadele lui Dumnezeu în viața ta. Și de fapt, cum poți să cântărești o profeție? Sau cum poți să discerni dacă e adevărată? Trebuie să aibă bază în cuvânt. Trebuie să fie în Duhul lui Hristos. Și El a fost un slujitor, a venit să slujească, nu să lovească. El nu vine să dea cu buta în oaie, El vine să o mângâie, să-i lege rănile. Și te uiți după roadă. Pentru că, crede-mă, sunt unii proroci care prorocesc, dar n-au inima lui Dumnezeu. Sunt lupii aia îmbrăcați în haine de oi care sunt interesați de câștig personal. Pe când Hristos a zis, știi ce? Gândul meu este spre folosul altora. Dumnezeu când ne vorbește, ne vorbește pe limba noastră. Pe limba noastră. Și de câte ori Dumnezeu îmi vorbește, mă recunosc în ceea ce îmi spune și îi aud glasul. Și știi că este El. El nu o să zică ceva într-o limbă pe care tu să nu înțelegi sau într-un... El nu țipă. N-are nevoie să se impună. Și noi trebuie să căutăm în noi, în adâncul nostru, aceea vocea lui Dumnezeu și când o auzim să o recunoaștem. Domnul este minunat. Domnul este minunat. Dacă nu ar fi ceas împotriva noastră, mai sta mult de vorbă pentru că sunt multe de spus despre închinarea profetică. Sunt multe de spus. Eu îți mulțumesc că ești aici cu noi. Vom urmări un material de la conferința Flacăra Închinării Alba Iulia. Iar noi ne vom revedea în curând. Fiți binecuvântați! Tu ești rege când ai regelui peste inimi. Tu ești rege, tu ești... Tu ești în sufletul. Tu ești rege, tu ești viața. Viața mea, Iisus. Fără tine eu sunt doar țărână. Fără tine viață nu am, Iisus. Fără tine nu știu ce iubi. Care să vindeci, să dai pricepere și înțelepciune cărora le vorbești. Amin. Aleluia. Iisus, dați gloria regelui. Tu ești rege peste inima mea. El este rege peste centrul vieții mele. Tu ești. Tu ești rege. Dați gloria regelui. Peste sufletul meu, emoții, sentimente, voință, rațiune. Tu ești rege, Iisus. Tu ești rege. Sufletul meu. Tu ești rege.
Lui, Tu ești! Tu ești rege cu toată inima! Domnul spune că va da străpungere. Domnul spune că va da biruință. Domnul spune că va da eliberare. De ce? Pentru că Domnul iubește poporul Lui. Domnul n-a venit să condamne. Domnul n-a venit să aducă vinovăție. Domnul a venit să aducă iubire. Nimeni nu poate să slujească cu o inimă vinovată. Nimeni nu poate să slujească cu o inimă vinovată. Domnul a venit să aducă libertate. Domnul a venit să aducă iubire. Și